Trebuie să facem o distinție foarte clară între țările care sunt membre NATO, cazul României, cazul Poloniei, 30 de state aliate, și statele care nu sunt membre NATO, cum este cazul Ucrainei. Deci dacă pentru Ucraina încercăm să-i susținem politic și practic, iar anumiți aliați în plan bilateral, chiar și militar, când vine vorba despre apărarea teritoriului, națiunile și populația din NATO, lucrurile sunt complet diferite. Articolul 5 este pe deplin funcțional. El a fost reconfirmat, dacă mai era nevoie, și definit ca fiind sacrosant. Îl citesc pe președintele Biden. Și vă spun asta din interior, de la vârful Alianței Nord-Atlantice. Orice încercare de a afecta securitatea țărilor NATO va fi întâmpinată de o unitate de monolit a întregului bloc nord-atlantic. Niciun centimetru pătrat de teritoriu aliat nu este în afara protecției articolului 5 și a noastră. Și dacă vă uitați un pic la modul în care NATO a reacționat în această perioadă foarte complicată, în urma agresivității Federației Ruse, am observat, și vă spun asta cu multă bucurie și cu multă încredere, că toți aliații au reacționat ireproșabil. Nu am văzut niciodată în viața mea, și am o carieră relativ lungă și în politică și în diplomație, Statele Unite atât de mult angajate și implicate în a ține toți aliații informați. N-am văzut niciodată relația între America de Nord și Europa devenind atât de puternică. Deci dacă într-un fel ceea ce face președintele Putin a făcut ca NATO să devină mai unit, mai puternic și mai coerent decât oricând în ultima perioadă. De aceea vreau să spun încă o dată pentru cei de acasă, pentru românii noștri, că nu sunt motive de îngrijorare la adresa securității noastre, că NATO este aici vigilent, pregătit și foarte robust pentru a preîntâmpina, a contracara, a descuraja orice potențială acțiune agresivă la adresa noastră. Suntem în continuare, trebuie să spunem și acest lucru, preocupați de situația pe care Rusia o are în Ucraina. Și acest lucru, evident, este în continuare pentru noi un subiect de preocupare. Dar pentru țările aliate suntem extrem de solizi, extrem de uniți, extrem de vigilenți. Și în timp ce vorbim, fără să dau detalii prea multe, atât politic cât și militar, NATO este ca întotdeauna pregătit să răspundă oricăror situații, de orice natură ar fi ele.